Nicușești urmează a fi deschisă o școală care ar putea concura fără probleme cu una de la oraș dacă luăm în calcul doar cei 30.000 de euro care vor fi investiți în mobilierul unității de învățământ. Școala nouă de la Nicușești, o școală cu 900 de metri pătrați, ei cam 90% e terminat, mai avem instalațiile electrice și sanitare, din care facem gardul din prejmuiri, gard nou cu plasă de fier sudate, cu porți de intrare, porți pe role, unde o să mutăm copiii din corpul B în corpul A. Când termin în această școală, mă laud că am și mobilierul, v-am spus, de 30.000 de euro pe ea. O să concurez cu o școală foarte modernă și cu cele din oraș, cu dotarea care vreau să o fac. Dacă în ultimii ani mulți copii din mediul rural au renunțat la studii din cauza sărăciei sau a drumurilor prea lungi până la școală, la Nicușești educația tinerilor este o prioritate.